Omul are nevoi și în funcție de anotimp, iar una dintre aceste nevoi este aceea de împrospătare a garderobei, dacă se poate, cu lucruri de calitate la prețuri accesibile. Cea mai mare expoziție de haine cu vânzare organizată la Romexpo în București asigură acest echilibru preț-calitate. Până pe 13 octombrie, bucureștenii, dar și cei aflați în trecere prin capitală, pot căuta ce li se potrivește, printre cele peste 40.000 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii de la branduri internaționale de renume. Un detaliu important pentru buzunarul fiecăruia. Prețurile pornesc de la 20 de lei. Cei care au trecut pragul pavilionului C2 de la Romexpo pentru a vedea cum este să-ți achiziționezi un produs de calitate la un preț incredibil de mic nu au rezistat tentației de a-și înnoi garderoba. Cum vi se pare târgul? Mi se pare foarte, foarte interesant. Zic, produse foarte multe, de calitate bună, la prețuri rezonabile. Mi-am invitat toate prietenele din evenimentul din Facebook. Eu astăzi vin a doua oară. Intenționez să vin și săptămâna viitoare și n-am să vin singură, o să vin tot cu prietenele mele. Prețurile cum vi se pare? Ok. Prețurile sunt bune. Adică în magazin cred că le-ai găsit la un preț mult mai mare, părerea mea. Mai ales la geci, nu se pune problema să iei o geacă din magazin din mall cu 200 de lei. Dacă nu ați ajuns până acum la târgul nostru, noi suntem aici inclusiv acest weekend și celălalt, dar vă așteptăm în acest weekend pentru că am sus foarte multe modele noi, foarte frumoase, prețuri accesibile, o grămadă de pulovere, gecuțe, exact pentru sezonul de afară, pentru că de astăzi, după cum ați văzut, s-a răcit și vine toamna, iarna. Așa că dacă n-ați ajuns până acum, vă așteptăm cu drag la cumpărători. Intrarea la expoziția de îmbrăcăminte și încălțăminte de la Romexpo este liberă. Expoziția se va închide pe 13 octombrie seara.